Anul trecut, consilierii locali de la Lupeni au aprobat desființarea postului de city manager al localității, post care i-a revenit lui Gabriel Lungu. Începând cu acest an, postul managerului public a fost desființat, iar Lungu și-a pierdut funcția pe care a deținut-o în cadrul administrației locale. Așa se face că acesta a acționat în judecată primăria și pe primarul lupenean. Nu am crezut că se va ajunge aici, fiindcă nu are dreptate sub nicio formă domnul fost city manager, dar asta este situația și, după cum am spus încă de la început, fără să cunosc următoarele întrebări ale dumneavoastră, dacă dumnealui a găsit de cuvință să ne dea în judecată, fiindcă i-am desființat postul, asta este situația. Dar dumnealui, înainte de toate, trebuia să se gândească la ce a făcut, nu la lucrurile care urmează, fiindcă, încă o dată, în această privință nu are dreptate decât primarul municipiului Lupeni și aici în totalitate, 100%. Edilul din Lupeni este oarecum dezamăgit de atitudinea celui pe care l-a considerat prieten până acum ceva timp. Mai mult decât atât, Rezmeriță și-a pierdut încrederea în toată lumea. Sunt foarte dezamăgit, am ajuns un om care nu mai are încredere absolut în nimeni, fiindcă pur și simplu m-a decepționat unii oameni foarte apropiați pentru mine, oameni dragi care mi-au fost mie, oameni la care am ținut foarte mult. Și este normal să am această problemă în acest moment. Și eu de multe ori stau și mă gândesc, zic, ce au făcut alți oameni ca să nu pot avea încredere în dumnealor. Fostul city manager al localității, Gabriel Lungu, a confirmat faptul că a acționat în judecată municipalitatea și spune că are și pretenții, și anume reîncadrarea pe post și plata salariilor pe perioada în care s-a produs deserviciul. Pe rolul Tribunalului Hunedoara a fost înregistrat un dosar prin care fostul city manager al municipiului Lupeni a acționat în instanță administrația și pe primarul Cornel Rezmeriță, iar dosarul a avut termen în data de 5 martie și soluția pe scurt a magistraților a fost transpus la secția litigii de muncă și asigurări sociale a Tribunalului Hunedoara.